Victor Lazarev Vechi Maestri Europeni Editura Meridiane București 1977 Traducere și cuvânt înainte de Vasile Florea Când cu trei ani în urmă apărea în limba română Teofan Grecul și școala sa, publicul nostru, cu excepția, bineînțeles, a specialiștilor. Făcea pentru prima oară cunoștință cu scrisul reputatului savant de talie mondială care a fost Victor Lazarev. Edificatoare pentru ținuta științifică a acestui prestigios istoric de artă, lucrarea amintită demonstrează, cu exemplară putere de convingere, soliditatea metodei de cercetare a autorului scrupulozitatea manifestată în manipularea faptelor profunzimea analitică a investigației vasta sa erudiție ca și forța de generalizare a concluziilor cu teofan intram însă numai într unul dintre domeniile în care operează lazarev acela al artei ruse și al conexiunilor acesteia cu bizanțul în realitate, sfera de afirmare a istoricului de artă este mult mai largă. Lazarev și-a consacrat peste 50 de ani de muncă pasionată studierii temeinice a trei mari și distincte capitole din istoria artei universale, și anume arta italiană, cea bizantină, precum și cea rusă. În toate trei, realizând lucrări capitale de referință, care i-au asigurat o autoritate necontestată. Pentru conturarea personalității enciclopedice a biografului lui Teofan Grecul, în afară de vastitatea ariei de cuprindere a problemelor tratate sincronic și diacronic, în peste 200 de studii și lucrări de sinteză, Trebuie să ținem cont în egală măsură și de varietatea activităților sale. Se cuvine să avem în vedere, în primul rând, activitatea de muzeograf, de conservator, de șef, de secție și de director adjunct al unei instituții de prestigiul Muzeului de Artă A.S. Pușkin din Moscova, unde a depus o muncă migăloasă de identificare a tablourilor. Făcând numeroase atribuiri ce stau în picioare și astăzi. Ne gândim apoi la activitatea sa pedagogică în cadrul Universității Moscovite, unde a format o seamă de discipoli, putându-se vorbi astăzi de o adevărată școală a sa. O altă activitate permanentă de care nu se putea dispensa ca istoric al Artei Naționale. A fost aceea a cercetării de teren pe șantierele arheologice din vechile orașe rusești. În sfârșit, menționăm activitatea de redactor la Marea Enciclopedie, precum și pe aceea de organizator al cercetării științifice, în general, în cadrul Institutului de Istoria Artei al Academiei, unde avea să fie redactată pe baza principiilor. Metodelor și criteriilor elaborate de el împreună cu I. Grabar și cu contribuția sa covârșitoare, monumentala Istorie a Artei Ruse în 12 volume. Iată, deci, principalele direcții de afirmare a unei personalități de solidă formație, tot atâtea surse ale unei bogate experiențe ce stăchezășie pentru valoarea incontestabilă a scrierilor acestui cercetător complet. Lazarev și-a început cariera de istoric al artei ca italienist. Era în anul 1924, când, după studii de specialitate întrerupte de războiul civil la care a participat, el devenea candidat în științe cu o interesantă teză despre originea portretului în arta italiană. Studierea artei italiene, în special a celei din 200 și trecento, va forma apoi cea mai constantă prezență în preocupările sale. Nota. Datele bibliografice și unele considerații din acest cuvânt înainte le-am preluat din articolul lui V.N. Grașcencov, Victor Nikitici Lazarev. Ca semidesiatiletiu sodnia roșdenia în Vizantischi vremenic, volumul 29, din 1969, notă încheiată. O dovedesc majoritatea comunicărilor Făcute în revistele străine de specialitate, ca Belvedere, Burlington Magazine, Art in America, Art Bulletin, Larte, Art Studies, Arte Veneta, Paragone, Revista d'arte, Gazette de Bozart și altele, o dovedesc seminarele speciale având ca teme arta lui Giotto sau pe cea a lui Michelangelo. O dovedesc lucrarea sa capitală, originea renașterii italiene, în trei volume, dintre care două au apărut în anii 1956-59, în timp ce pe ultimul l-a terminat abia cu puțin înainte de moarte, ca și studiile consacrate unor vechi maestri italieni, cuprinse în primele două volume ale ediției noastre. Nota Primele două volume ale acestei ediții constituie traducerea masivului Tom, apărut în editura Iscus Dvo în anul 1972, sub titlul Vechi maestri italieni. Al treilea volum reprezintă traducerea lucrării Vechi maestri europeni, apărută în aceeași editură cu doi ani mai târziu, cu acordul autorului Titlul acestui volum a fost extins în versiunea română asupra întregii lucrări, notă încheiată. Despre care singur vorbește în prefață, ca despre maestrii pe care i-am îndrăgit în chip deosebit. O dovedește, în sfârșit, recunoașterea largă pe care a căpătat-o activitatea sa de italienist în cercurile de specialitate acestea traducându-i lucrările și alegându-l membru al unor instituții prestigioase, cum sunt Academia Florentină, Academia Siciliană, Institutul Venețian de Științe, Literatură și Arte sau Asociația de Prietenie Italia-Uniunea Sovietică, al cărui vicepreședinte a fost. La temelia succeselor reportate de Lazarev în cercetarea artei italiene, au existat factori de natură să-i faciliteze un contact direct și fructuos cu operele studiate. Un rol important l-a avut în acest sens practica de muzeu, cu disciplina ei severă. Ea l-a ajutat pe tânărul cercetător, pe când lucra la Muzeul de Artă Occidentală, azi AS Pușkin să se familiarizeze cu caracteristicile tehnice și stilistice ale multor arti artiști italieni, atribuirile de opere făcute atunci, aducându-i faima de infailibil cunoscător și expert. Alt factor care i-a netezit calea, Spre înțelegerea unor resorturi intime ale dezvoltării artei italiene, l-a constituit buna cunoaștere a limbii lui Giotto, care i-a permis accesul direct la documente de epocă, metoda sa de cercetare apelând în mod frecvent la acestea. În sfârșit, o călătorie de studii de un an și jumătate, întreprinsă cu începere din anul 1925, într-o serie de țări ca Grecia, Turcia, Franța, Belgia, Olanda, Germania, Austria, dar mai ales în Italia, i-a dat posibilitatea să studieze fenomenul de artă la fața locului și să acumuleze pentru sintezele de mai târziu un amplu bagaj de date, de observații și impresii filtrate printr-o prismă comparatistă. Căci, fără îndoială, unul dintre punctele de rezistență ale edificiului înălțat de Lazarev îl constituie comparatismul, prin analiza comparată, el a putut ajunge la deducții de mare importanță privind originile și filierele de propagare a unor curente și direcții fundamentale în istoria artei europene. Pornind încă de tânăr în căutarea originilor renașterii italiene, a ajuns din aproape în aproape la citadelele artei bizantine. Era un tărâm fabulos acesta, plin de contradicții fascinant și ispititor pentru cercetător, dar nu mai puțin derutant. Ca să și la apropie, să descopere toate resorturile artei bizantine, să o înțeleagă în profunzime, să ilumineze toate strălucitele ei fațete și să-i explice obârșiile, creșterea, înflorirea și decăderea, Lazarev a trebuit să facă dovada unei excepționale tenacități și seriozități științifice. Nu se poate spune, bineînțeles, că avea să construiască pe teren viran. Bizantinologia franceză, germană, engleză și italiană, cea greacă, sârbă și română, ca să nu mai vorbim de cea rusă, ilustrată de învățați ca Buslaev, Kondakov, Ainalov, Lihachov, Muratov și alții, purtaseră această disciplină pe înalte culmi. Continuându-i pe aceștia, Lazarev extinde însă bogatele sale cunoștințe de bizantinologie, pe care le relevă concludent în sa istorie a picturii bizantine și asupra domeniilor artei italiene și rusești. Aceleași nevoi de clarificare a originilor artei italiene, care l-au împins pe Lazarev din Italia spre Bizanț, i-au îndreptat pașii și spre regiunile ultramontane, peste Alpi, în sudul Franței și în țările de jos. A trebuit să străbată și în această direcție un drum nevoios, ascendent în timp, spre izvoare, dar efortul n-a rămas neresplătit și istoria artei a înregistrat la activul ei câteva contribuții remarcabile în înțelegerea artei țărilor de jos și în identificarea filierelor prin care acesta a influențat arta italiană, Lazarev se situa din nou pe o poziție avantajoasă față de alți cercetători. Și aceasta pentru că, spre deosebire de italieni, mulți inclinați dintr-un îngust patriotism să minimalizeze importanța influențelor neerlandeze, în timp ce istoricii de artă din nordul Alpilor le exagerează amploarea, el se putea detașa pe acest plan în rolul unui comentator incomparabil mai obiectiv. Iată, așadar, cum pregătirea pluridisciplinară a unui specialist, dacă este solidă și serioasă poate deveni, contrar a ceea ce s-ar putea crede și a ceea ce se întâmplă adesea, când cuprinderea unei prea mari game de preocupări duce la diletantism, un redutabil instrument în slujba unei cercetări aprofundate. Stăpând pe un asemenea instrument, cunoscând cu alte cuvinte la fel de bine arta bizantină și pe cea italiană, Atent la aspectul iradierii culturii bizantine, adică al întinselor ei ramificații, și legat de aceasta al moștenirii bizantine în spațiul european, Lazarev a putut stabili între cele două lumi artistice punți pe care alții, înaintea sa, cu greu ar fi putut să le dureze, chiar dacă ar fi încercat să o facă. În felul acesta, au putut rezulta câștiguri pentru ambele discipline atât bizantiniștii cât și italieniștii, fiindu-i deopotrivă îndatorați. Dar, mai importantă și decât plurivalența și multe multilateralitatea preocupărilor, constituind cu adevărat arma de rezistență a întreprinderii sale, este metoda lui de cercetare. Acesteia îi datorează, am putea spune, originalitatea care dă timbrul specific scrierilor sale, cât și puterea lor de convingere. Elemente ale metodei sale de cercetare au început să apară de timpuriu, uneori explicit formulate – ca o profesiune de credință, cum putem constata în articolul biografic consacrat lui N. Kondakov în 1925. Ele se cristalizează, totuși, pe deplin abia către sfârșitul deceniului al patrulea. În polemica sa cu școala vieneză, care îl urma pe N. P. Kondakov, aducând un omagiu compatriotului și predecesorului său, Lazarev se disocia totodată de metoda iconografică aplicată de acesta, subliniindu-i deopotrivă avantajele ca și unele neajunsuri capitale. Așa cum se știe, la stabilirea evoluției artei, a direcțiilor și interconexiunilor dintre diferite școli artistice, Partizanii acestei metode luau în considerație doar un singur criteriu, pe cel iconografic. Or, nu-i greu de bănuit la ce concluzii eronate se putea ajunge pe această bază îngustă și șubredă. S-a și ajuns de altfel ceea ce nu înseamnă că pentru, pentru unele progrese ale sale, ca știință, Istoria artei și îndeosebi bizantinologia n-au tras și unele foloase de pe urma metodei iconografice. Se știe, de asemenea, că simultan, dar și ulterior, ca o reacție la metoda iconografică, mulți învățați, în special occidentali, precum Wölflin, Baud, Berenson, Friedlander, iar dintre ruși, Muratov. Au pus accent pe criteriul analizei formale. Contribuția acestora a fost și ea de cea mai mare importanță pentru istoria artei, dar și aici carența ce decurgea din caracterul ei unilateral nu putea fi ascunsă. De aceea, Lazarev a ales în cercetările sale o altă cale. Luând poziție și față de adepții analizei formale. Față de estetismul anistoric al acestora, așa cum luase față de cei ai metodei iconografice, încercând într-un fel să le amendeze spre a le concilia, el a arătat, de pildă, că nicio lucrare din sfera bizantinisticii nu va putea fi nici în viitor să reușească fără incursiunile în iconografie. Ceea ce îi reproșează, însă, lui Kondakov este că acesta a făcut din faptele de estetică fapte pur istorice, punând semnul egalității între iconografie și artă și disprețuind factorii de artă și natura lor specifică. Cât privește metoda analizei formale, Lazarev se ridică împotriva ei pentru că aceasta ignoră la rândui criteriul iconografic, reținând ca valabile și concludente într-o operă de artă doar trăsăturile ei stilistice în ceea ce îl privește, considerând că iconografia este în afara oricărei îndoieli un atribut al formei și că dezvoltarea iconografiei nu este nimic altceva decât o reflectare a dezvoltării stilului, Lazarev a preconizat unirea analizei formale cu cea iconografică într-o metodă unică. În plus, el a așezat la baza acestei împerecheri un al treilea criteriu, cel al analizei conținutului de idei, care presupune luarea în considerație, din punctul de vedere al principiilor materialismului istoric și dialectic, a proceselor complexe ce se desfășoară pe baza premiselor social-economice. S-a ajuns astfel la o metodologie nouă a studierii artei medievale. De bună seamă, pot fi reliefate și alte elemente ce întregesc metoda folosită de Lazarev aplicabil cu bune rezultate în cazul artei medievale, criteriul iconografic devine mai puțin operant când este vorba de arta apuseană târzie. În schimb, pentru cercetarea acesteia, la meticuloasa analiză stilistică și de conținut aplicată operei cercetate, se adaugă cu o pondere sporită Cunoașterea izvoarelor literare, a tehnicilor folosite, a literaturii și teatrului, a obiceiurilor și moravurilor dominante în epocile când au fost create operele. Toate acestea n-ar fi însă de ajuns fără acumularea unui imens material faptic. Ampla sa erudiție, cunoașterea în amănunt a operelor fie ca rezultat al observației directe în urma cercetărilor personale, fie ca informare indirectă de unde vastul său aparat critico-științific, totdeauna scrupulos redactat, constituie baza certă a amplelor generalizări elaborate de Lazarev. Exemple concludente de aplicare consecventă a metodei sale de cercetare, în care îmbină criteriul iconografic cu cel al evoluției stilistico-artistice, îl prezintă studiile The Mosaics of Cephalu și Iconography of the Virgin, publicate în Art Bulletin în anii 1935 respectiv 1938. Și, cu toate că, în ultimele patru decenii, au fost publicate și alte lucrări. Majoritatea concluziilor și soluțiilor propuse de învățatul sovietic își păstrează valabilitatea și astăzi. El a dat răspunsuri nu numai unor probleme de detaliu privind anumite monumente, motive iconografice sau opere izolate, ci a elucidat și aspecte legate de existența unor școli și epoci întregi. Este, printre altele, și cazul studiilor reunite în volumele de față. Deși, în aparență, avem de-a face aici cu o suită de monografii de artiști, aceștia sunt aleși în așa fel încât fiecare dintre ei ilustrează un anumit moment, o anumită problemă de istoria artei. Reprezentând punere, puncte de interes nodal, adică momente de vârf sau de cotitură în istoria artei, ilustrând ba o direcție, ba un gen artistic ce ia naștere, o concepție nouă sau chiar o anumită estetică, cei 20 de maestri europeni care sunt protagoniștii acestei cărți înscriu adevărate linii de forță pe care autorul construiește. Cu ajutorul bogatului material faptic și al multitudinii de nume aduse în discuție, o adevărată istorie a artei. Demonstrația acestei afirmații o fac mai ales primele două volume. Lectura lor ne permite să constatăm cum, și dintr-o suită de studii monografice, se poate închega o vastă panoramă artistică întinsă pe o perioadă de peste trei secole, așa cum este aceea a renașterii italiene, cu principalele ei probleme, cu principalele ei școli, cu principalele ei raporturi interne și externe. În cazul lui Duccio di Boninsegna, de pildă, cu care începe suita, autorul l-a ales pe artistul tipic ce face trecerea de la canoanele picturii Medievale, la estetica renașterii. Văzut în ambianța orașului natal, care constituie factorul hotărător în formarea sa, Duccio reprezintă în același timp produsul unor multiple interferențe. Opera sa este terenul în care se întrepătrund tradițiile sieneze locale, ale așa zisei maniera greca cu pictura paleologă timpurie a Bizanțului, impulsurile din partea pictorilor pisani, cu miniatura franceză și cu înrăuririle gotice. Trecând peste câteva verigi intermediare din lanțul primitivilor italieni, Lazarev se oprește în al doilea și al treilea studiu din cartea sa asupra lui Giotto. Cele două mici studii ilustrează pregnant metoda de cercetare a autorului. Nemulțumit că majoritatea cercetătorilor, cum se exprimă el, au abordat arta lui Giotto, în special din punct de vedere formal, interesându-se în primul rând de felul cum tratează el spațiul de ritmul compozițional rintelen de modelarea plastico-tactilă a formei, vezi renumitele tactile Tactile Values ale lui Berenson, Lazarev face o profundă analiză de conținut, punând accentul pe valorile morale ale artei lui Giotto, pe care le pune în legătură cu puternicele mișcări religioase schismatice ale epocii. Acestea însele forme, de manifestare ale unor cauze social-economice pe care el le decelează cu o deosebită sagacitate. Aspecte fundamentale ale renașterii abordează apoi autorul în legătură cu arta lui Piero della Francesca. Atât este de mare interesul lui pentru problemele cheie care guvernează creația maestrilor din 400, încât opera lui Piero însuși trece pe al doilea plan, accentul punându-se pe dezbaterea unor chestiuni legate de perspectivă, de rolul numărului, de proporții cu alte cuvinte, de rolul unor științe exacte ca aritmetica și geometria în creația artistică. Și iarăși, scormonind la obârșia lucrurilor și punând în evidență contrastul între știința cuatrocentistă despre numere și proporții și tendințele străine spiritului ei empiric, proprii misticii franciscane, ca și speculațiilor fantastice, Natur filosofice și escatologice, autorul a reliefat din nou substratul economico-social drept condiție a progreselor înregistrate de artiști și teoreticieni ca Bruneleschi, Alberti, Piero, Pacioli, Leonardo și alții axate pe creația unuia sau altuia dintre artiștii aleși de Lazarev să-i ilustreze tezele, alte aspecte importante ale renașterii sunt și ele tratate cu întreg instrumentarul de asociații și de deducții, de citate și de trimiteri. Astfel, pentru formarea concepției umaniste despre om, despre rostul și menirea acestuia la artiștii italieni, ca și pentru rolul jucat de arta neerlandeză în cristalizarea acestei concepții, oglindite în special în portret, a fost ales Antonello da Messina așa cum pentru interesul manifestat de artiștii renașterii față de antichitate, față de arheologia clasică, autorul le-a ales, cum nu se putea mai nimerit, pe Mantenia. Giovanni Bellini, Giorgione, Tizian și Bassano sunt invocați la rândul lor pentru a puncta momente decisive din dezvoltarea școlii venețiene a umanismului specific acesteia. Exemplar pentru afirmarea peisajului poetic venețian, pus în legătură cu interesul pentru științele naturii și cu abordarea panteistă a acesteia, ce își găsea consonanțe în franciscanism, Giovanni Bellini va netezi calea lui Giorgione, cu care glorificarea vieții pastorale și accentuarea tendințelor laice în pictură vor înregistra succese ce nu vor rămâne nesesizate de autor. Descifrând, într-o polemică vie cu alți cercetători, sensul operei lui Giorgione, Lazarev va explica mecanica nașterii tabloului de Chevalet, așa cum, în studiul despre Bassano, va demonstra cu argumente convingătoare existența unor relații între reorientarea serenisimei ca urmare a descreșterii puteriei maritime spre santa agricultura, pe de o parte, și democratizarea artei din Veneto, însoțită de apariția genului țărănesc al cărui fondator este în Italia Bassano. În sfârșit, pentru a sublinia meritele lui Lazarev în cercetarea și explicarea artei italiene, se cuvine să menționăm în chip deosebit studiul cel mai întins al prezentei culegeri, și anume acela despre Michelangelo. Atinsă doar întreagă în studiul consacrat lui Tizian, problema crizei renașterii italiene și a impactului artistului de geniu cu această criză devine lait motivul unei exegeze de înaltă ținută științifică. Pornind de la analiza situației politice a Florenței și a altor orașe italiene cuprinse de marasm, situație receptată cu o acuitate deosebită de către Michelangelo, autorul se sizează întregul tragism care rezultă din contradicția iscată între senzualismul optimist al limbajului din prima perioadă de creație și ideea profund pesimistă rezultată din realitățile apăsătoare pe care le trăia el și poporul lui. Cât privește cel de-al doilea volum al ediției de față, consacrat pictorilor din țările de jos și din Franța, acesta apare la prima vedere mai puțin unitar, închegându-se mai a nevoie în jurul unor idei centrale. Elaborate de-a lungul anilor, Rubens și Vermeer în 1933, Le în 1936, Chardon în 1947, etc., și revizuite în vederea strângerii în volum, studiile respective ar putea părea disparate dacă această impresie n-ar fi atenuată mult de preferința manifestată de autor pentru arta realistă. Numele artiștilor evocați nu lasă nicio îndoială în această privință, căci ei sunt Rubens, Brauer, Hals, Rembrandt, Vermeer, Velasquez, Leon, Chardon, ca și de consecvența cu care își aplică analiza fenomenului de artă, privit ca un tot ce rezultă din acțiunea unor condiții istorice și din evoluția unor structuri stilistice, forme artistice, teorii estetice, limbaje specifice și individualități. În plus, Dezvoltarea unor probleme generale de istoria artei își află și aici terenul prielnic. În studiul despre Rubens, autorul făcând considerații generale despre baroc, în Hals, Rembrandt și Velasquez despre portret, în Saint-Aubon despre rococo, în Le Nain și în Chardon despre realismul francez și așa mai departe. Având toate marile calități ce decurg din folosirea consecventă a unei metode de cercetare moderne și lucide, de netăgătuită inspirație materialist-dialectică, fundamentată solid pe un aparat criticobiografic biografic redactat cu o meticulozitate și probitate excepționale. Simplă ca mod de expunere, fără efecte de stil căutate, dar nu mai puțin elegantă în sobrietatea și prestanța ei științifică, această carte a lui Victor Lazarev vine să sporească bibliografia de artă în limba română ca o contribuție de certă valoare.